echipă internațională de cercetători a descoperit o stea mai tânără decât omenirea, aflată în faza de formare, în apropierea găurii negre supermasive Sagittarius A, din centrul Căii Lactee. Steaua are doar câteva zeci de mii de ani, ceea ce o face mai tânără decât omenirea. Particularitatea stelei X3A este că, teoretic, nu ar trebui să poată exista atât de aproape de gaura neagră supermasivă. Cu toate acestea, echipa crede că s-a format într-un nor de praf care orbitează în jurul găurii negre gigantice și că s-a scufundat pe orbita sa actuală abia după ce s-a format. Vecinătatea găurii negre din centrul galaxiei noastre este în general considerată a fi o regiune caracterizată de procese extrem de dinamice și de radiații dure de raze X și UV. Tocmai aceste condiții acționează împotriva formării de stele precum Soarele nostru. Prin urmare, pentru o lungă perioadă de timp, oamenii de știință au presupus că pe perioada de miliarde de ani, numai stelele vechi evoluate se pot așeza prin frecare dinamică în vecinătatea găurii negre supermasive. Cu toate acestea, în mod surprinzător, în urmă cu 20 de ani au fost descoperite stele foarte tinere în imediata vecinătate a Sagittarius A. Încă nu este clar cum au ajuns aceste stele acolo sau unde s-au format. Apariția unor stele foarte tinere, foarte aproape de gaura neagră supermasivă, a fost denumită paradoxul tinereții. Steluța X3A, care este de 10 ori mai mare și de 15 ori mai grea decât Soarele nostru, ar putea acum să acopere diferența dintre formarea stelelor și stelele tinere din imediata vecinătate a lui Sagittarius A. X3A are nevoie de condiții speciale pentru a se forma în imediata vecinătate a găurii negre. Cercetătorii presupun că este posibil următorul scenariu. Protejat de influența gravitațională a lui Sagittarius A și de radiațiile intense, un nor dens s-ar fi format în inelul exterior de gaz și praf din jurul centrului galaxiei.